Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Pentru cei care nu știu, mă numesc Rebecca și locuiesc în Londra. În primul rând vreau să vă spun la mulți ani și multă sănătate tuturor românilor de pretutindeni, fie ca zilele de unire și de sărbătoare să ne mai unească, pentru că în rest noi suntem așa. Dar trecem peste acest amănunt, pentru că nu asta este ceea ce contează. Vreau să vă spun să fiți mai buni, să fiți mai înțelegători, să nu mai aruncați cu atâta ură și, de ce nu, să aveți niște sărbători minunate, pentru că la mine cred că acesta va fi ultimul vlog pe anul acesta. La mine se pare că a venit Moș Nicolae mult mai devreme decât mă așteptam. Am tot căutat niște ghetuțe cam 2 săptămâni să-mi găsesc și eu pe placul meu și cum nu am găsit, am apelat la o firmă mai mare. Nu vreau să-i pronunț numele aici, pentru că mulți dintre voi o veți recunoaște și nu este ca și cum doar eu îmi permit, adică să fim serioși, toată lumea își permite să-și ia ce vrea. Haideți să începem mai întâi cu cele care nu sunt de firmă, după care vom începe cu cele care sunt de firmă. Și anume, eu normal trebuia să mai primesc niște ștrampișori, dar se pare că nu au ajuns la timp, așa că îi voi arăta doar pe aceștia. Eu mi-am comandat de la Galdedonia, toată lumea și poate achiziționa. Aceștia sunt ceva de genul. Aceștia sunt cu steluțe. Aceștia sunt cu scrisuri. Aceștia îi ador cel mai mult, îmi plac cel mai mult. Aceștia, am ceva cu acestea. Aceștia sunt cu bulinuțe. Și aceștia sunt cu miere de albine și cu albinuțe. Așa. O să le pun aici într-o parte, tocmai pentru a nu mă încurca cu vlogul meu. Uite, au căzut pernuțele pe aici. Așa. Și de la un magazin din Harrow, treceam eu așa cu niște prieteni, am fost pe acolo să ne plimbăm. Și este un magazin de indieni care aduc niște hăinuțe foarte frumoase, părerea mea, pentru că sunt superbe. Ne-am luat 2 pulovărașe de iarnă. Nu au fost scumpe, să știți, au fost undeva la 15 pounds. Un pulovăraș, mi-am luat pe alb cu albastru închis, să zic așa, și pe maro cu alb. Sunt superbe. Am dat-o 15 pounds. Cam atât cu hainele care nu sunt de firmă, să spunem așa. Acum că am terminat cu hăinuțele pe care mi le-am luat, de fapt cu hăinuțele, cu 2 pulovărașe și niște ștrampi de la Galdedonia, și acum să începem să vă arătăm ce avem aici. Pentru că toată lumea pe TikTok a spus că sunt goale. E bine, nu sunt goale, oameni buni, pentru că eu nu m-am dus să-mi cumpăr pungă, m-am dus să-mi cumpăr ceva, nu? Că de aceea m-am dus. V-am spus, la mine a venit Moș Nicolae mult mai devreme decât mă așteptam. Ia să vedeți voi ce am eu aici. Aici mi se pare că avem și ceva scris sau ce este. Aici este prețul. Nu o să vă arăt prețul, pentru că mulți veți lua foc doar văzându-le și nu înțeleg de ce, pentru că mi s-a întâmplat chestia asta. Am postat un videoclip pe TikTok și mi-a fost șters. Și nu o să vă arăt prețul, o să vă arăt decât ceea ce se află aici. Este mult mai bine. Stai așa să nu se vadă aici prețul. Ah, nu se vede, ok. Mi-am luat o curelușă de la această firmă. Ea arată cam așa, credeți-mă că este superbă. Mi-a plăcut foarte mult. Este originală, să nu ne auzim discuții după aceea. Toată lumea poate să meargă în mall și să și o achiziționeze. Nu este ceva ce nu poate fi găsit. Eu, majoritatea pe care le-am cumpărat, le-am găsit în Westfield. Și toată lumea se poate duce să le găsească. Bine, mersi. Am terminat cu aceasta. O să o pun acolo și o să trec la următoarea punguță pe care eu
O ador! Hai să întoarcem așa ca să nu se mai vadă acel scris. Am căutat, v-am spus, de foarte mult timp ghetuțe și fiindcă nu am găsit ceea ce căutam eu, am zis să apelez la această firmă. Avem aici ceva, dar o să vă arăt după aia să vedem ce mi-a pus ei acolo. Uitați cât de frumos este împachetată. Aici, la fel, cred că avem un mesaj de la ei. Ah, nu este nimic, este doar o bucată de hârtiuță goală. Asta dacă vrei să faci cadou cuiva, mă gândesc eu că pot scrie aici. Nu este atât de irrelevant. Să trecem mai departe. Numai că eu cred că am desfăcut prost aici. Că mi s-a înnodat. În loc să desfac, mi s-a înnodat. Vă vine să credeți? Și eu acum va trebui să rup asta. Pentru că de desfăcut, nu cred că am să pot să o desfac. Doamne feri. Deci uitați cât mă chinuie aici. Așa ceva încă nu mi s-a întâmplat până acum. Ia. Se pare că se mișcă în stânga și în dreapta, dar nu pot să o desfac. Asta se datorează faptului că am unghiuțe, de asta nu pot. Pentru că dacă nu aveam unghiuțe, era desfăcută. Gata, măi! Se pare că am desfăcut și acum ia să vedem noi dacă mă descurc. Deci, sunt superbe și le ador foarte, foarte, foarte mult. Haideți să vă arăt cum arată ghetuțele mele de iarnă. Ia uitați ce superbe sunt. Arată cam așa. Eu port mărimea 3. Sunt originale, nu sunt fake. Asta pentru cei care sunt taca, 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 taca. Hai să scoatem și pe cealaltă. Și de-abia aștept să le probez pentru prima dată la Winter Wonderland. De ce? Pentru că am un outfit pe măsură pentru aceste ghetuțe. Și de ce nu vreau să încep să mă port mai elegant oarecum? De ce? Pentru că mi-am tot auzit niște vorbe, acum lăsând gluma la o parte, o să vă arăt ce am și aici, că mi-au mai pus câte ceva aici, dar lăsând gluma la o parte, sunt niște oameni care se ocupă de viața mea personală. De ce spun asta? Pentru că îmi ia poze de pe Facebook, le pune pe site-uri de socializare, precum Instagram, Facebook, TikTok, cum că aș fi doritoare de sex. Din ce în ce mai mult sunt contactată de anumiți bărbați care mă întreabă prețul. Mi se pare penibil ceea ce se întâmplă și mi se pare penibil că o persoană poate să fie în stare de așa ceva. În primul rând că nu sunt o vedetă și nu sunt o regină sau cea mai frumoasă femeie de pe planeta asta. Ar putea să ocupe cu alte lucruri decât de viața mea. Lăsând asta la o parte, mi se pare și mai penibil că poate fi cineva apropiat mie. Și asta mă liniștește teribil. Dar spun așa, dacă dă Dumnezeu prin absurd să aflu cine face aceste lucruri, vă spun sincer că nu o să mai trec cu vederea. Pentru că am trecut odată cu vederea și nu a fost bine. Promit că mă voi ocupa solemn de această problemuță. Și indiferent cine ai fi, gândește-te dacă ți-ar face ție copilului tău așa. Mai mult nu spun. Gândește-te dacă ai avea o fată sau dacă ai avea un băiat și cineva ți-ar sta așa pe capul lui. Dacă l-ar sâcâi așa cum îmi faci tu mie. La asta gândește-te în primul rând și în al doilea rând gândește-te că tot răul pe care tu îl faci
îl poți primi înapoi dublu. Și cam atât. Nu am prea multe să spun la acest subiect. Hai să vedem ce mi-au pus aici. Mi-au dat o carte de la această firmă. Probabil sunt cu haine și genți, exact ce spuneam. Ia uite, au o grămadă de modele aici. Ia uitați ce tare este asta, este în formă de rață. Nu știu dacă se vede foarte bine. Ce drăguță! Bine, las aici. Și aici probabil mi-au dat niște monstre de parfum. Iar aici, bineînțeles, este prețul de la ghetuțe, la fel, ceea ce nu o să arăt. Dar da, să știți că sunt cumpărate din mall. O să încerc să vă arăt doar... se vede aici. Ca să nu arătăm prețul, stați așa. Pentru că nu vreau să se mai iește nicio discuție. Aici este adresa sus. Sunt cumpărate din mall, din Westfield. Toată lumea poate merge să și le achiziționeze, nu este ceva wow. Deja una a căzut, 4 monstre de parfum. Hai să deschidem una să vedem cum arată. Dacă pot, bine, mersi. Da, haideți că am putut. Cam așa arată. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar în fine. Ia să vedem cum miroase. Asta chiar miroase superb. Atrape reves. Super! Cam acesta a fost vlogul meu pe ziua de astăzi. Nu am vrut să-l lungesc prea mult pentru că nu am cumpărat foarte multe lucruri. Iar cât despre noua căsuță, nu am mai fost să cumpăr nimic pentru că nu am avut timp. Fac un curs la un colegiu aici în Londra, în Hammersmith. Dacă mi-a ajutat Dumnezeu să trec cu brio și să reușesc, voi spune și despre ce este vorba. Până atunci vă urez sărbători fericite alături de cei dragi. Multă sănătate și fie ca tot ceea ce vă doriți pentru noul an care vine. Să vă ajute Dumnezeu și să reușiți și să vi se îndeplinească orice vis aveți voi, pentru că de ce nu se spune că e bine să visăm. Mie îmi place să visez pentru că deseori se spune că ce visezi, aia se întâmplă. Aspiri lucruri bune, lucruri bune ți se va întâmpla. Tragi răul către tine, rău ți se va întâmpla. Vă pup și să aveți o zi frumoasă ca și voi!